Gata, hai la drum. Te dea Dumnezeu să fie bine. Ne îndreptăm către vama cu sârbii. Hai pa, tată. Drum bun, sănătate. Acum ne auzim. Bă, văd că și-a revenit ăsta la benzină. Acum vom vedea pe drum cum facem plinul. Îmi dă de aici până în Campo San Piero 1210 km. Mai punem 20 să trecem pe la Dubova. Bă, ce noroc am avut. A dat o ploaie seara, dar rupt. Am zis, bă, gata, plecăm dimineața să vezi ce ploaie prindem. M-am uitat pe meteo și am văzut că avem o fereastră frumoasă în orarul ăsta, între 8 și 10 jumate. Am zis, hai să scăpăm de aici. Am plecat pe soare. Ne-a ajutat Dumnezeu și de data asta să scăpăm de ploaie, mă. Ajungem cu bine acasă, calm, elegant. Am plecat stilat către țara adoptivă, Italy. Bagajele sunt pregătite minim unde l-am putut lua de data asta, că a trebuit să încapă tot. Dă-te băi de aici. În top case, de data asta, plimbare Eurotrip de întoarcere va fi cu pasager. Cât o să-l chinui pe săracul om, nici nu știu. Dar o să-mi spune el, măcar am copilot. Bă, ușor aici, fă-i acolo, fă-i acolo. Țaca, paca. Da, da, da. Vroiam mea să filmez aici când selectez tripul 3480. Că dacă nu sunt sigur pe ăsta, uite, mi-a apărut o linie, vreau să-mi contez 200 de kilometri. Hai, tot în regulă. Să intră în Craiova. Fără să dai prioritate și cu o sabie la tine. Gaut, gaut emigul, boss. Și aici pe dreapta avem aeroportul din Craiova. Ce făcea el de mână așa? Bineînțeles că ne-a salvat ploaia până la un moment dat. Acum tot am dat de ea, va trebui să ne oprim, să ne luăm costumele de ploaie. Că na, am scăpat și noi, da. Cât să mai și scap. Uite acolo, e sub copacul ăla, putem băga pe margine. Dunăre, vezi? Aia-i Dunărea Valii. Faci și tu o poză, să-i o țâră apă în gură de Dunăre. Da? Hai să trecem vama la sârbii. Deci primarul celălalt este Serbia. Fain așa, iar noi o să trecem vama pe acolo, pe la porțile de fier. Și cred că o să prindem vreme urâtă pe partea aia, dar vom vedea. Sperăm că totul va fi bine. Porțile de fier, dar nu știu care e. Porțile de fier 1. Trecem vama. Punctul de fier, porțile de fier, dar care? Nu știu care sunt, porțile de fier 1, mă. Suntem la vama, porțile de fier 1. Tot drum la cameră. Da, trecem la sârbi. Domnul pleca, că mai este mult, mă?
O, dar stăm un pic. Nu are cum să fie mai rapid. Fii atent că nu mai pornesc. Uite așa. O împing până aici. Bună ziua! Dăm căștile jos? Dăm căștile jos. Unde mergem? Italia. Motorul până în Italia? Exact, de acolo am și venit. Serios? Da. Curaj, curaj. Până că prindem vreme bună. Mulțumim frumos. Wow, dar ce a plouat așa seara. Aveți idee oare pe Serbia, Croația ne trebuie vinieta? Ok, da, autostradă. Dacă intrați pe autostradă, dar nu știu să vă... Păi nu, că folosești GPS-ul. Deci pe autostradă știu că există taxă de autostradă, dar vinietă nu am sigur. Ah, ok, înseamnă în Croația. Nu știu, de Croația nu știu. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă. Mulțumim. Așa mă, și am trecut și punctul de frontieră, porțile de fier 1, ne îndreptăm spre Serbia, ne așezăm actele și continuăm plimbarea. Ce faci cu asta? Că asta, uite, așa trebuie să fie, nu te mai ajut, asta e de aruncat. Totul în regulă, totul strâns aici, totul acolo, hai să continuăm nebunia. E o centrală, ia uite Dunărea cât e de mare. Ia uite toate tirurile cum stau la coadă, bă băiatule, bă, la control. E bine, noi continuăm, trecem Republica Sârbă. Uite centru sus acolo de control. Așa e, așa e, așa e. Am greșit. Te dai jos? Haide-te. Avem puțină coadă, așa că așteptăm. Italia. Mulțumim! La vedere! Bună ziua! Mulțumim! Găsim noi un loc! Așa, așa am trecut și vama la Sârbi. Să mergem așa pe marginea Dunării și... Termină și Serbia, facem Croația și am intrat în Slovenia. Haide, ai! Serbia, Dunărea, România. De când mi-am dorit să fac un video și pe aici cu motocicleta, cred că au trecut un an sau doi de atunci. Am făcut o plimbare în România, un alt concediu cu mașina. Și trecând pe aici am zis, Doamne, cât de frumos ar fi fost să fiu pe motocicletă. Drept urmare, anul ăsta, așa, am și făcut un pe motocicletă în Serbia. Ne îndreptăm spre Croația și de acolo Italia, bineînțeles. Fainoșag, fainoșag. Din păcate e vegetația asta, că altfel peisajul era mult mai frumos pe partea dreaptă. Și bineînțeles că ploaia nu ne lasă. Ne-am echipat din nou. Și ploaia a început din nou și noi o să suferim din nou, dar asta e. Noi continuăm drumul, sperăm că ieșim prin țările astea ploioase și intrăm în țările călduroase. Că doar acolo mergem în țările călduroase. Sperăm că ploaia nu se intensifică foarte rău, iar ne-am dat de un monument, iar un căcat acolo plouă rău. Da, asta nu era de pierdut. Yeah.
Ia uite cât de fain e, jur. Mamă, ce mișto e. Hai că ridic drona un pic. Vezi, de aici se vede bine. Fain, fain. Hai că e fain. Ce fain. Am ajuns să văd statuia noastră lui Decebal în România. Fain. Am ajuns și aici. Ne continuăm drumul. Thank you.